vă spun că activitatea instituțiilor primăriei a fost o prioritate pentru mine încă în momentul în care, cred că am acum, da, astăzi este exact câte o lună de când ocup această funcție. Asta pe de o parte, pe de altă parte reacția de astăzi a fost sigur întemeiată pe tot ceea ce a apărut în spațiu public ca reproș în legătură cu activitatea societății locativ SERV. De regulă, doresc să răspund la anumite lucruri în momentul în care s-au finalizat, în momentul în care este un punct de vedere cert și în momentul în care s-au stabilit măsurile ameliorative, recuperatorii, cum vreți să le numiți, în legătură cu problematica despre care discutăm. Având în vedere însă că au fost destul de numeroase articole legate de activitatea de la locativ SERV, mi s-a părut corect să informez prin intermediul dumneavoastră spațiul public în legătură cu aspectele sesizate de unele persoane și legate de ceea ce se întâmplă la locativ SERV. În sensul acesta, trebuie să vă spun că am solicitat în scris directorului de la locativ SERV, respectiv domnului Gheorghe Căiescu, un punct de vedere în legătură cu aspectele sesizate în presă, că am primit acest răspuns de la domnia sa, nu este unul de care să fiu mulțumită în totalitate, motiv pentru care voi continua dialogul cu domnul director. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, am vorbit cu cei doi reprezentanți ai Consiliului Local în AGA de la locativ SERV, recte doamna Claudia Moroiu și domnul Cătălin Misăilă, solicitându-le să avem o întâlnire, pentru că dumneavoastră știți foarte bine, primăria poate este reprezentată, da, de către acești doi colegi ai noștri în AGA de la locativ SERV. Relația primăriei, respectiv a Consiliului Local, cu ceea ce înseamnă Consiliul de Administrație, este alta. Acolo nu se poate interveni în mod direct de către primărie și Consiliul Local. În ciuda acestui lucru, am solicitat telefonic domnului președinte Preda să am o întâlnire cu domnia sa, a avut bunăvoința să răspundă la această întâlnire. Am aflat însă ieri că și-a dat demisia din această poziție, din Consiliul de Administrație. Având în vedere că unul dintre colegii noștri, care este la momentul acesta consilier local, a trebuit să-și dea demisia din Consiliul de Administrație pentru că era incompatibil cu poziția de consilier local și membru în Consiliul de Administrație a unei instituții a primăriei, au rămas din 5 persoane, 3. Am parcurs legea care reglementează atribuțiile și modul de funcționare a Consiliului de Administrație. Am constatat că se poate continua activitatea cu 3 membri în Consiliul de Administrație și am înțeles de la unul din membrii Consiliului de Administrație că 2 din 3 membri pot convoca Consiliul de Administrație, lucru care se va întâmpla luni, respectiv pe 8 august, la ora 11, dacă rețin exact. Deci astea sunt demersurile pe care le-am făcut, pe care am dorit să le comunic prin dumneavoastră locuitorilor acestui oraș, pentru a se ști foarte bine că, mă rog, chiar dacă n-am ajuns la rezultatul final în care să fiu capabilă să spun ăsta este punctul de vedere al primăriei, asta s-a făcut, asta nu s-a făcut, astea sunt măsurile luate. Deci până atunci am dorit să spun că am parcurs un traseu în sensul ameliorării situației de la locativ SERV. La acest moment se pune problema, sau dumneavoastră în calitate de viceprimar, cere domnului Căiescu demisia sau cere demiterea lui, la ora actuală se pune această problemă? La momentul acesta, deci la ora asta, nu, dar nu sunt, cum să vă spun, v-am spus că sunt pe traseul unui drum. Deci dacă se va impune acest lucru, sigur nu voi avea nicio rezervă. Ce facem cu cei care au fost înaintea domnului Căiescu și înaintea actualei conduceri de la locativ?
nu se poate altă 10 ani de zile să fii tolerat ca firmă sau ca persoană fizică să nu fie la față la lucrată în este dată. Cei dinaintea acta de conducere vor răspunde lucrăm? Eu sunt convinsă că da și voi face demersurile în acest sens, deși dacă e să fiu malițioasă, dumneavoastră ați întrebat ce ați face sau ce se întâmplă cu cei care au fost înainte, poate că ar trebui să întrebăm și cei care au fost înainte în primăria Piatra Neamț. Da. Deci dumneavoastră ați întrebat numai de locație, eu aș putea să continui maliția dumneavoastră și să mă întreb și așa. Sigur, eu sunt foarte decisă, atât cât îmi stă în putere, atât cât prevede legislația în mod corect, pentru că vreau să vă spun că de foarte multe ori lumea se manifestă în raport cu propriile trăiri în legătură cu o instituție, în legătură cu o persoană. Deci nu poți eluda legea. Deci tot ceea ce prevede legea vom aplica în mod corect. Și eu vă mulțumesc.